spune Simia. Telenovela din Casa Mireasa între Andrei și Iana se pare că a ajuns la sfârșit. Asta în caz că nu o să intervină vreo împăcare spectaculoasă. Tot a început bucătărie când Iana i-a spus lui Andrei că o să fie materiale despre el și despre o fată care îl place sau el o place pe ea. Andrei a spus ce treabă are, dar mai târziu se lămurește totul în emisiune. Se pare că a pornit de la Elena și Adrian. Adrian a făcut o afirmație. Cum că cineva, un băiat, prima dată n-a dat nume, se uită după ea. Și că ar place-o. Ei nu sunt cuplu, nu s-au declarat. Stau de vorbă, atât, dar nu s-au declarat cuplu. Și că un băiat o place. Până la urmă a spus că Andrei. Dar ei, amândoi, discuția lor, n-a fost cu intenția asta, așa cred eu, că se desparte pe ei doi. A fost doar o constatare. Cum a spus și la testimoniale Adrian, că el a observat că Andrei se uită după Elena. Și că a stat cu ea de vorbă. Au stat de vorbă. Andrei a recunoscut, într-adevăr, zice că dacă a stat cu ea la masă, nu înseamnă că o place. Dar nici eu nu cred că o place. Nici eu nu cred. Și Andrei foarte supărat, dar foarte supărat de lipsa de încredere a Ianei. Iana nu are încredere în el. De aceea a spus în direct că nu mai vrea să mai fie cu ea. Și l-a deranjat și pe Mioara, de fapt. Că Iana și-a smuls brusc mâna. Scene de gelozie? Poate. Eu nu văd ceva așa important. Nu. A fost o afirmație de la Adriana, tot. Dacă, într-adevăr, ar fi fost din partea amândorora, nu numai din partea Ianei sau din partea lui Andrei, adevărate sentimente, ar fi trecut peste asta. N-a fost ceva grav. N-a fost. Adică o simplă lipsă de încredere, atât. Și gelozie. Iana, cu scandalul pe care l-a făcut și cu gestul acela că și-a tras mâna, ea altceva normal a urmărit. Nu s-a aștepta că el să oprească cunoașterea. El chiar a și spus, nu mă uit la femeie când eu vreau să mă însor cu tine. Și îl cred, eu chiar îl cred. Mie nu-mi place, nu-l plac pe Andrei, nu-l plac pe nimeni. O plac puțin pe Elena, modul de gândire atât. Dar scuzați-mă, sunt lângă drum și mai trec mașini, mai trec motociclete, mai vorbește lumea ce să fac. Aici sunt la muncă. Asta e. Asta se mai întrerupe din cauza zgomotului de pe afară. Și să revenim la Andrei, foarte supărat. A fost supărat pe ea și încă este, din cauza că trebuia să vină să vorbească cu el, nu să le dea lor ascultare. Dar nici el, dacă într-adevăr sunt sentimente, în afară de plăcerea și atracția fizică, pentru că între ei asta e, asta e. Să plac și eu sunt atrași fizic, mai ales după surpriza cu dansul la bară. Nu putea să-i facă alte surprize, de ce a ales asta? Foarte lume, multă lume de pe Facebook o condamnă pe ea acum că ar ști mai mult decât arătat. Poate să știe, poate. Aia nu pot să zic că nu știe, s-ar putea. Nu e nicio problemă dacă știe. Nu. Și asta e o meserie. Am trebuit și Mioara. Nu o plac pe fata asta, nu o vreau. Tot e adevărat ce se spune, să plece. Nu o vrei nici tu. Multe, multe a spus Mioara. Și are dreptate, trebuie să-și protejeze băiatul, că e băiatul ei. Nu îi convine să lasă pe mâna la orice fel de femeie, pentru că ea știe foarte multe lucruri. E foarte versată. Foarte versată ea. Andrei e mic copil, cu toate că e tânără, cu toate că mai ales că e tânără, mai ales. Și a încercat în direct, a încercat și Mioara să mai zică câte ceva. Andrei tot spunea, taci din gură, nu jigni. El gândește altfel. A spus că a terminat-o cu ea definitiv. Ia să vedem dacă a terminat-o cu ea definitiv. Chiar sunt curioasă următoarele zile să vedem ce va face. Că n-are nimeni încredere. Nu mai are nimeni încredere în ea, nici mama lui Andrei, nici care. Deci, cum îi spunea mama sa, nu mai cerși iubire la ea, nu mai cerși. Apropo de cerșit iubire, să vorbim puțin de Perneș al nostru, care are o discuție cu Sabrina, cu cine altcineva, că ea niciodată n-are chef de nimic. Aici are dreptate. Are dreptate. Știu că sunt stresați de gala de sâmbătă, sunt stresați, normal că sunt stresați, că sunt propuși la eliminare.
Ea zice că el se plânge în continuu, el că... El chiar se plânge în continuu, da? Chiar așa, și și pise loc, și și... Ba, nu... L-am plăcut la început, nu-l mai plac, n-am de ce să-l mai plac, că e un băiat foarte insistent, că vrea, cum i-a spus și ea, acum să vorbim, bă, dacă nu vrea, dacă n-are chef, chiar n-are chef. Au avut o discuție foarte lungă, cam amândoi au avut dreptate când, când s-au descris unul pe celălalt, fix așa fac, fix așa fac, amândoi au avut dreptate. Dar e relația lor, relația, tentativa de relație, pentru că nu e o relație adevărată, nu seamănă, nu. Și că tot a vorbit de Elena, a început cearta cu Dana, a spus că e scârbă de ea, că îi provoacă dezgust, a făcut o comparație între ea și expectorează, ca să folosesc cuvântul ei, cum îi spunea lui Adrian, Adrian Ludea. Nu prea multe femei din casa Mireasa au avut curajul să o înfrunte pe Dana. Am mai avut și un schimb de replici cu Giovanna, care i-a strigat destule și nu la cel mai frumos mod. Și acum Elena. Și are dreptate Elena. Că și ea, Dana, de la început de 4 luni, tot a jignit pe mai ales cu Nora, ce a făcut cu ea. Elena îi plăcea că în continuu apare pe, pe televizorul acela din, din studio. Pe studio este. Dana poartă la valiera, zice, se jolege de gât. Dana foarte deranjată că de ce o interesează pe ea de la valiera. Dar normal, trebuie să porți la valiera. Că și eu când o mai lăsam, eu am luat amendă, am luat 30 lei. Am luat. Am ieșit din duș, am lăsat la valiera afară pe o bancă și după aceea am stat cu o băncuță să mă facă o fată la păr, la insistențele fetei. Mie nu-mi plăcea să mă fac la păr, nu mă plăcea să mă machiez, nu-mi plăcea să fac nimic din toate astea, nu-mi plăcea nici să fac unghiile, după cum se vede, nu le-am făcut de nici acum. Nu-mi place. Dar, după cum vedeți, sunt bronzată. Așa. Și mi-a scris pe plasmă 30 de lei amendă că n-ai la valiera. Atunci mi-am dat seama că nu am. O aveam, dar nu era activată, că am oprit-o și am lăsat-o oprită, că făceam duș normal. Și a văzut că Dana s-a dus mai târziu, a făcut ce-o meu, eu așa zic, Comitetul Oamenilor Mari, cu Iacu Leo, care amenința că îi dă un pumn în cap. De un pumn în cap. Vorbește și el, n-are pe curaj. Cu Anda, cu Larisa și cu Răzvan. Și l-a cooptat și pe Răzvan. Da, în gașca lor. Și au discutat despre Elena, despre cum... I-a vorbit foarte urât, i-a vorbit după părerea ei, dar după părerea mea este că Elena are dreptate. Dana se bagă absolut în toate relațiile. Dana jignește, Dana bârfește. Nu-i place să audă ce face, atunci nu mai fă. Nu? Fă ceva util. Doamna Eleonora, care e chiar o doamnă. Atât, ea e singura. Am văzut că și cu bunii lor, au băgat-o și pe bunii în discuții. Adevărul e că în casă Mireasa nu e altceva ce să faci. Discuți, atât. Discuți. Nu ai ce să faci altceva. Și atunci, că-i bunii, că-i Dana. Bine, nici nu e prea frumos să exagerezi cu bârfele și cu jignirile, mai ales către concurenți. Pentru că au familii, toți concurenți au familii, care se uită la televizor și văd toate astea. Că se mai întreba cineva ce o să facă Dana când iese din concurs, se duce acasă, se întâlnește cu lumea pe stradă. Eu cred că nici nu-i pasă. Dana nici nu-i pasă. Nu, ăsta e caracterul ei. Că nu-i prima oară când vorbește așa sau se comportă așa. Asta e stilul ei de comportament. Și acasă tot asta am făcut toată viața până la vârsta asta, 40 și ceva de ani sau cât are, 50. Nu poți acum să schimbi caracterul. Caracterul nu se schimbă. Caracterul chiar nu se schimbă. Cam atât pentru azi, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul, să dați like, să dați share și ne mai auzim și cu alte noutăți, mai puțin până la gală. La revedere!